decât postura de angajat, mulți buzoieni o preferă pe cea de patron. Este concluzia susținută de cifrele prezentate de Oficiul pentru Registrul Comerțului, potrivit cărora numărul firmelor nou înființate în județul nostru a crescut cu aproximativ 30% în prima jumătate a acestui an. Practic, vorbim de 1090 de persoane care au înființat în această perioadă atât societăți comerciale cât și PFA-uri. În aceste categorii pot fi cuprinse atât persoanele care au accesat fonduri europene, dar și cele care pur și simplu au dorit să-și înceapă propria afacere. Surprinzător este faptul că un procent semnificativ dintre cei care dețin un PFA sunt tineri cu vârste de până în 29 de ani. Aici fiind clar vorba despre tineri absolvenți ai unei forme de învățământ superior care au ales postura de patron în detrimentul celei de angajat. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre cei care au un PFA sunt persoane cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani. Pe de altă parte, în primele 6 luni a scăzut cu peste 60% numărul firmelor intrate în insolvență, în timp ce a crescut numărul societăților dizolvate. Practic, vorbim de doar 92 de insolvențe și un număr dublu de dizolvări. Un trend descendent s-a înregistrat în această perioadă și în cazul firmelor suspendate, dar și a celor radiate. Vorbim de 54 în prima situație și de 665 de firme radiate în anul 2015, față de 791 radiate în primele 6 luni ale anului 2014.